prieteni, azi eu sunt în parc de foarte mult timp. Prima e asta. E foarte grea. Am urcat. Acum hopa, hopa! Acum hai să vedem un lagăr, cum poate. Poate. Pot și așa. Încerc să dau un echip pe voi. Nu pot. Uitați. Vaca asta. Oaia asta. Acum la Dicăluțu. Acum trebuie să mă dau pe tobogan. Uitați ce scări interesante. Foarte, foarte grele și negre, mai ales. Uitați, aici avem o masă, să zic. O masă, un balcon, să zic. Aici e ceva, aici e acoperișul. Apoi ne întoarcem înapoi. Aici e, dacă vrei, bara, o să vă arăt eu apoi. Asta va arăta la sfârșit, o să fac turul la sfârșit. Și ne întoarcem înapoi. Hop, hop, hop. Cine nu știe parcul ăsta, să scrie în comentarii. Cine dă pe topogan? Și am ieșit de acolo. Mai vreți să mai vă arăt? Să mai urât încă o dată? Ok! Cum mă dau eu pe tobogan? Plecăm pe scările astea super, super, super faine. Dacă nu știți toboganul ăsta coronat, lăsați linkul în descriere. Dacă știți parcursul ăsta, lăsați-l încă în descriere și vă citesc foarte, foarte multe idei de la voi ce cu ce să mai facem clipuri. Am coborât jos. Acum, hai să mă arăt baza, cum se face la baza. Încă o dată trebuie să urcăm pe aici, pe scările astea master. Că dacă nu, mă topesc. Hop, hopa, hop. La bară. Tot pe aici trebuie la bară. Nu știu cum să fac la bară. Scrieți și voi în comentarii dacă voi știți la bară, ca să văd și eu. Că eu nu știu mai multe de voi. Acum să mă vedeți pe mine cum fac eu coborirea. Fără scară sau fără nimic. Da. Hai, sus și ține-te. Hai, pune mâna pe bar. Cam așa e. Hopa, am ajuns în joc. Acum vă dau... asta am făcut. Acum trebuie să ne jucăm cu nisipul. Cam așa e nisipul. Foarte mare. Acum o să vă arăt cum poate să facă de felul de forme. Cine mă filmează e mama mea și o să o rog să se ia pe căluț.
Punem mai multe asta și punem șurubelele. Mai mult de atâta nu mai se fac. Acum trebuie să vă arăt cum fac eu un castel. Da, să mă vedeți că mine cum fac un castel e foarte, foarte complicat. Se face așa. O bun pământ. Foarte mare. Foarte mare trebuie. Și vă întrebați cum facem intrarea. Ei, trebuie să facem mai multe. Cum știați, trebuie să punem multe, multe de asta. Și acum să facem așa. Așa să facem. Când am asigurat că e destul, trebuie să mai punem. Ne asigurăm că e în cerc și foarte mare. Trebuie să facem aici grădina. Castelul trebuie să mai punem puțin de ăsta. Avem, trebuie să punem acum cât putem de încet ca să nu vadă aia care am pus-o noi înăuntru. Știi găuricele astea? Mici să nu o vadă. Ca și de aia să văd. Trebuie să punem puțin de ăsta. Aici o găurică mare. Și aici punem nisipuri artificiale sau artificiale. După ce am pus nisipul artificial sau neartificial, trebuie să punem niște frunzelițe, astea sunt speciale pentru chestii. Trebuie să facem două gurile, două, și să băgăm în ele niște copilași mici. După ce au făcut găurile, trebuie să facem asta o găurică mare și încă o găurică foarte mare. Și asta puțin mai mare. Trebuie să punem niște bebeluși mici să fiu. Dacă sunt mari, nu sunt buni. Acum punem niște nisip artificial sau neartificial, cum am zis. Acum trebuie să punem niște bebeluși mici. Facem o găurică în nas și punem un bebeluș. Și trebuie să punem o puțină de, cum v-am zis, de asta, sare artificială sau nesare artificială, nisip artificial, am încurcat. Acum trebuie astea două să le aruncăm și asta să fie aici. Așteptăm să se facă efectul. Cât s-a făcut efectul, nu chiar s-a făcut efectul, trebuie să mai facem efectul, cam atâta. Și să mai punem încă o bebelușică. Cam multe bebelușici, știu, cam multe bebelușici, dar asta și e. Încă o bebelușică pe castel. Da, cam așa e parcul. Nu v-am arătat ce e pe aici, ce mai sunt pe aici. În fine, vă întrebați de unde e acest loc de joacă. Ei, e mic,
și e la Mogo.